Bucovina Pojorâta a pierdut în deplasare la Sece Bacău, înregistrând astfel eșecul cu numărul 8 în acest sezon. La un moment dat, chiar și în superioritate numerică, Bucovina Pojorâta nu a mai reușit până la final să egaleze și astfel s-a întors acasă, fără niciun punct. În cadrul unei etape intermediare în Liga a doua de fotbal, echipa Bucovina Pojorâta a pierdut cu scorul de 1 la 2 partida disputată în deplasare pe terenul celor de la Sece Bacău. Prima repriză a aparținut gazdelor care și-au creat mai multe ocazii, la prima, în minutul 7, reușind să deschidă scorul prin Lozneanu. În minutul 37, gazdele și-au mărit avantajul prin Dumitriu, jucător ce l-a învins pe Pop cu un șut din interiorul careului, scor la pauză 2-0. la În partea a doua, elevii antrenorului Dănuț Mândrilă au controlat jocul și în minutul 53 au reușit să reducă din diferență prin juncă fotbalist ce a profitat de o greșeală a portarului advers. Pojorâta a pus presiune pe adversar și și-a mai creat alte trei mari ocazii de gol, dar fără să le finalizeze prin Rus, Căinari și Coman. În minutul 75, gazdele rămân în 10 după o fază în care autorul primului gol, Lozneanu, a faultat din poziție de ultim apărător și a văzut cartonașul roșu. Chiar și în superioritate numerică, Bucovina Pojorâta nu a mai reușit până la final să egaleze și astfel s-a întors acasă fără niciun punct. Antrenorul Bucovinei Pojorâta, Dănuț Mândrilă, a recunoscut că prima parte a aparținut categoric gazdelor, două dintre ocaziile create fiind transformate în gol. Însă, în repriza a doua, jocul a fost dominat de echipa a suceveană care a pus presiune pe adversar și și-a creat ocazii. Antrenorul Mândrilă regretă că elevii săi nu au reușit să mai înscrie pentru că meritau măcar un egal după cum a decurs jocul în partea a doua a meciului. Bucovina Pojorâta a început meciul de la Bacău în formula Pop, Cristescu, Prundean, Patca, Curuc, Stănescu, Căinari, Rus, Juncănaru, Ivan și Coman. În teren intrând în a doua repriză și Duțică, Pădurariu și Colța. În etapa de sâmbătă, cea cu numărul 16, Pojorâta va evolua în fața propriilor în compania celor de la Oțelul Galați.